Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În cele ce urmează, vă invit să vizionați emisiunea Gărațcaia Sreda. Pentru ediția de astăzi, ne-am propus să discutăm despre problemele cu care se confruntă în capitala și vom încerca să aflăm ce întreprinde Consiliul Municipal Chișinău pentru a soluționa aceste probleme. Invitatul ediției de astăzi este Vitalie Mucan, consilier PSRM CMC. Bună seara, bine ați venit, domnule Mucan! Bună seara! Astăzi suntem în data de 20 septembrie. Asta ar însemna că aproximativ într-o lună va începe sezonul de încălzire în municipiu. Se vor începe, de fapt, pregătirile propriu-zise pentru iarnă. Întrebarea mea este una firească în acest context. Spuneți-mi, vă rog, cum sunt pregătite întreprinderile municipale pentru a face față sezonului rece a anului? Știu că ați fost și într-un șir de vizite. Ca întotdeauna trebuie să ne pregătim de iarnă vară. Nu, pe parcursul a mai multor ani, primăria se treze în decembrie că o nins și nu-s gata de iarnă. Ne-am luat prin surprindere zăpada, da? Da, ne-am luat prin surprindere zăpada. Deci, noi am fost la mai multe întreprinderi și am inspectat cât de pregătiți pentru sezonul iarnă, care sunt datoriile, deci și vreau să, deci mai multe întreprinderi, una din întreprinderile a fost RG Transport Electric. Am văzut cum se pregătesc, cât de gata sunt, am văzut un șir de probleme, nu numai legate cu pregătirile de sezonul iarnă, dar și altele, de exemplu, stațiile de tracțiune sunt din anii 60. Și în ultimii 20 de ani nu a fost investit niciun leu în stațiile astea de tracțiune. Și chiar și în cadrul ședinței de astăzi, eu am întrebat pe domnul director, de ce nu s-a investit, de ce nu s-a pus întrebarea? Că noi cu toții ne uităm că se procură trolebuse noi, dar noi putem să ne pomenim într-o bună zi că noi să avem trolebuse noi și ei n-ați poate să meargă prin oraș că stațiile de tracțiune astea anume electricitatea dau și ele sunt foarte stare deplorabile. Foarte deplorabile. Și dacă noi nu începem astăzi să rezolvăm problemele acestea, noi putem să ne trezim cu mari probleme. Deci, a doua întreprindere la care noi am fost, parcul urban de autobuze. Și iarăși cu probleme. Și iarăși noi vedem incompetența primarului general sau a primăriei sau a direcției, eu nu știu a cui, dar ca rezultat noi avem parcul urban de autobuze în stare deplorabilă. Noi chiar și cu dumneavoastră am vorbit de mai multe ori că situația trebuie schimbată. Și noi, anume fracțiunea noastră, am insistat ca pentru anul 2017 a fi alocați bani și au fost alocați 20 de milioane pentru procurarea autobuselor noi. Merge licitația, dacă nu greșesc, în curând noi o să avem 8 sau 9 autobuse noi. Eu înțeleg că e puțin. Dar dacă în fiecare an, noi, pentru anul viitor, noi totuși sperăm sau dorim ca să majorăm aceste alocații și totuși să majorăm numărul unităților de transport care să fie procurate sau asamblate. Noi totuși insistăm poziția noastră că asamblarea în municipiul Chișinău e mai bine, e mai ieftin, are mai multe avantaje. Deci, dar oricum, suplinirea parcului rulant a parcului urban de autobuse este necesar. Și noi insistăm, și de ce noi am insistat? Ca să fie anume autobuse calitative care să dea confort la cetățeni, la călători și autobuzele date de acum vin cu condiționer. Asta a fost o condiție, da, ca să este. Deci, alte întreprindere care vreau tot să mă opresc, ex-grupă. Da. E foarte importantă întreprindere în municipiul Chișinău, anume pentru sezonul iarnă. Deci, întreprinderea dată se ocupă cu întrebările începând cu curățenie în oraș, anume pe drumuri, atât și pentru când ninge, prima întreprindere, unica întreprindere care se ocupă cu dezepezirea, cu presurarea cu năsip sau alte materiale, este ex-drupă. Noi am fost la ex-drupă și ceea ce am văzut noi e foarte trist.
în ultimii ani este necesar de urgență, iarăși de suplinit, de procurat automobile noi sau alte mecanisme sau utilaje. Noi pur și simplu vedem în toate întreprinderile e tot aceeași situație. Sau special, sau din incompetență, sau eu nu știu de care motive, toate întreprinderile se ajungeau la faliment. Deci noi insistăm ca să fie în primul rând întreprinderile municipale finanțate direct din bugetul. Că acum iese că noi aprobăm bugetul, nu noi, se aproba bugetul în iunie, până direcția face licitația era septembrie-octombrie, până s-a apucat de reparat drumurile era noiembrie. Și de asta și noi avem situația asta în oraș care o avem. Și noi insistăm ca din luna februarie-martie, cum se încălzește, martie-aprilie, când se încălzește timpul, deci întreprinderea dată se ocupe de reparația străzilor, și anume se când se ocupă de reparația străzii, întreprinderea municipală, în primul rând e mai ieftin, într-al doilea rând poți cere de la cineva, poți să verifici calitatea. De aici vine o întreprindere, nu știu de unde, face, repară drumul, e bani cu sacul și pleacă. Și pe urmă n-ai cui... Domnule Mucan, toate aceste rele se trage de la lipsa de finanțare, pentru că așa deseori se invocă și vreau să aflăm de la prima sursă, e așa sau nu? Nu e așa. Vă rog. Finanțare este. Atâtea credite și granturi cât au fost luate în ultimii 10 ani, mie îmi pare că nu a văzut orașul de când e, de da? Când e el. Finanțare este foarte multe. Nu este gestionare corectă. Cum și foarte multe proiecte bune ca idee să iau bani și nu poate fi, nu se gestionează corect, nu se implementează corect. Anume, cu implementarea, asta e problema. Managementul este defectuos. Managementul este defectuos. În primul rând, a fost primarul general cu managementul defectuos și echipa lui. Acum noi încercăm să îndreptăm în calea aceea dreaptă sau careva schimbări spre bine, măcar câteva puncte, dar noi nu putem să lucrăm în loc la executiv. Noi suntem legislativ. Noi trebuie să aprobăm decizii și ei trebuie să execute. Noi aprobăm decizia una, două, trei și nu se execută nimic și nu se implementează nimic. Și de asta așa avem problemele date. De asta vă spun că finanțarea este, bani sunt, în municipiu sunt bani, se poate de colectat. Noi, începând cu vânzarea prin licitația terenurile, acum, ultimii 10 ani, toate terenurile au fost date cu căpici. Ia ca unii bani. Și bani sunt. Dacă de gestionat corect, dacă management corect, atunci a să fie și bani și rezultate. Domnule Mucan, eu vreau să revenim un pic la regia transport electric. Colegii noștri din media au scris chiar pe parcursul anului trecut, dacă nu mă înșeală memoria, că avem mijloace de transport fabricate la mijlocul anilor 80. Ele mai sunt? Se mai iese la linie? Despre ce fel de condiții vorbim în aceste situații? Sau deja au fost exploatate? Deci, la momentul de față, la linie iese 300-302 unități de transport la RGC Transport Electric. Da. Din care 200 sunt trolebuze noi. Noi, asta înseamnă din 2007-2009, când s-au început primele, au fost procurate. Deci, încă 100 trolebuze sunt vechi. În fiecare an au fost procurate câte 20 de trolebuse. Deci părerea noastră că programul dat de procurarea trolebuzelor trebuie să fie prelungit. Noi trebuie să schimbăm parcul rulant și inclusiv și a regiei transport electric. Deci noi care e ideea noastră? De acum, dacă îmi permiteți, noi ne uităm la problema dată în complex. Toți văd ce ambuteaje avem. Toți văd că drumurile sunt rele. Toți văd că nu poate trece pe trotuare, că sunt blocați cu mașini. Cu cărăcioare mămicile nu pot trece. Toate problemele acestea sunt legate. Noi, ideea noastră, ca totuși să punem accent pe transport public. Și atunci când noi asedăm
ca să Dar în cadrul primăriei Chișinău există vreo strategie de dezvoltare a acestui transport public? Există. A fost elaborată... La nivel teoretic sau la și cel practic? La teoretic. La teoretic. De ce? A fost elaborată de către BERT, BI, da? A fost elaborată strategie de dezvoltare a transportului public în municipiul Chișinău, până acum nu a fost aprobată. Noi și către Consiliul nostru actual a fost propusă strategia dată, sunt idei foarte bune și corecte, dar sunt, iarăși, foarte multe idei bune și corecte sunt abordate într-așa fel ca cineva să facă milioane, iarăși, din contul cetățenilor, din contul chișinăienilor. Și de asta noi nu putem să aprobăm. Deci, iarăși, parcarea Parkway System tot face parte din strategia de dezvoltare. Și vedeți cum să noi parcările cuplate poate și corect, dar nu la momentul de față și nu la condițiile care au fost încheiat contractul cu Parkway System. De asta și vă spun, sunt idei în strategie bune și deodată, dacă noi aprobăm, de exemplu, dacă noi luăm strategia în format acela care este elaborată și aprobăm, noi a să ne trezim că mâine, poi mâine a să fie Parkway System 2, a să ne trezim că transport public, deci rutele a să fie date la firme private, noi o leacă altfel vedem viziunea. Noi totuși vedem viziunea că principal jucător pe anume acordarea serviciului de transport public trebuie să fie întreprinderi municipale. Ca atunci noi putem să oferim calitatea și să cerem calitatea de la întreprinderile noastre. De la prestatori de servicii noi am văzut rutierele. Da, ei prestează servicii, ei la momentul acela au fost bune, au fost necesare, dar acum ele de acum au trecut la doilea plan. Ele nu dau calitatea serviciilor. Dar noi trebuie să ne axăm anume pe calitatea serviciilor. Și în momentul acela când noi ați putem oferi cetățeanului calitatea serviciilor, atunci automat, persoana dacă iese din casă și el știe că vede pe panou la oprire, și când este oprire, iarăși, deși noi ne uităm în complex, iese cetățeanul din casă la abordare oprire... Abordare sistemică a problemei. Da, abordare sistemică. El așteaptă transport la oprire care este la un nivel, este reparat, este nou, cu Wi-Fi, cu diferite, cu condiționer, eu nu știu. Deci, oprire calitativă, el așteaptă transport, el vede la tablou că peste 3 minute vine unitatea de transport, trolebuz, autobuz, alte, poate, la a treilea etapă, noi totuși ne uităm că și microbuzele care se aducă până la trolebuz. Deci, și el vede că peste 3 minute vine trolebuz. El sună trolebuz care este cu condiționer, sunt condiții, el cu tichet electronic achită taxa, ajunge la serviciu, atunci el automat a să lese mașina acasă. Acum, la ziua de astăzi, noi nu putem vorbi despre calitatea serviciilor până când noi avem autobuze care avem, nu avem alte... Domnule Mocan, următoarea întrebare poate vă acord și în calitate de cetățean. Vreau să ne spuneți, se duce o evidență a numărului de pasageri și aici fac referire la regia de transport electric, pentru că fiecare dintre noi cunoaștem, există ore de maxime, hai să zic, circulație. Atunci ar trebui să fie mai multe unități. Se pun mai multe troleibuze, nu știu, în intervalul de timp 8-10, de exemplu, sau 7-10, atunci când lumea pleacă la școală, la instituții de învățământ și așa mai departe. Pentru că dimineața este o adevărată aventură ca să vii la serviciu și seara epopeea se repetă. Corect. Deci, fără implementarea tichetării electronice, GPS-ul, instalarea GPS-ului, camerei de bord la fiecare unitate de transport, noi n-ați putem ajunge la calitatea serviciilor. Deci, da, ei ceva fac, regia transport electric sau parc urban de autobuze, dar cum vedem cu toții, nu dau rezultate. Noi nu vedem că în orele de vârf să fie mai multe unități de transport sau cumva, dar având sistemul, noi nu vorbim de etichetare electronică, da, ca tichet, noi vorbim de sistemul informațional. Noi astăzi trăim în secolul 21. Era comunicațională până la urmă. Sistemele informaționale la așa un nivel înalt
Că noi putem să implementăm orice și pe un tablou poate să vadă orice unitate de transport, câte pasageri s-au suit, unde au plecat, care, de ce? Ca să iarăși să acordăm cetățenilor servicii mai calitative. Noi putem să vedem că, de exemplu, fluxul de pasageri în orele cutare sunt mai mari, înseamnă că noi trebuie să suplinim unitățile de transport. Sau vedem că fluxul de pasageri merge din punctul A în punctul B, sui în altă unitate de transport și ajunge în punctul C. Și noi vedem că fluxul de pasageri este foarte mare și atunci noi putem să schimbăm ruta și atunci, iarăși, pentru calitate, pentru pasageri, ca pasageri sui în trolebus sau în autobuz și să ajungă anume în punctul care este necesar. Mai sunt alte probleme, iarăși, toate problemele acestea, toate viziunile, ar fi trebuit să înțeleagă din primărie, din guvernare, din toate acestea, că toate problemele sunt în lanț, ele sunt legate. Elementar, o problemă mică, că se închid școli, se închid grădiniți, automat... Se răsfrânge asupra altui. Înainte cum? Care era poziția? Că școala sau grădinița trebuie să fie так называем шаговой доступности. Deci în ogradă sau lângă apropiere. În imediată apropiere. Și atunci copiii puteau singuri să ajungă la școală sau, de exemplu, acum copiii nu poate să vii la școală. Noi, la noi, ați văzut, se închid liceele, gimnazii. Deci copilul de la Poșta Veche, el trebuie să meargă la Rășcanovca. El înainte ieșe din ogradă și ajunge la școală. Acum el trebuie să meargă la Rășcanovca. Automat el trebuie să meargă cu transport public. Cu transport public copilul mic nu poate. Părinții trebuie să meargă cu dânsul. Automat ei nu le convenabil sau nu reușesc și ei sunt nevoiți să meargă cu transport personal. Merg cu transport personal mai multe lume, sunt ambutiaje și avem situația, sunt parcări aglomerate, n-ai unde pune mașina și e că toate problemele sunt în lanț. Și dacă, și iarăși, noi trebuie totuși să punem accent pe transport public și atunci noi rezolvăm foarte multe întrebări. Domnule Mocan, eu vreau să mai abordăm un subiect, tot ce ține de întreprinderile municipale, după aceea vreau trece și la alte probleme. Spuneți-ne, vă rog, ați remarcat ceva mai devreme că ați mers în vizită la mai multe instituții. Starea de lucruri nu este tocmai cea mai favorabilă. Cred că cei care ne vizionează la această oră se întreabă. Iată, urmează peste, nu știm cât prima zăpadă. Vor face față aceste întreprinderi municipale stării de lucruri? Urmează CMC-ul să mai acorde o sumă de bani? Vor mai fi procurate echipamente antiderapante și așa mai departe? La întrebările noastre, sunteți gata? Toate întreprinderile răspund. Suntem gata în limita ceea ce avem. Unitățile de transport au puține, material antiderapant, da, a fost procurat. Dar asta, dacă n-ai cu ce să duci materialul cel derapant, să-l împrăște pe străzi, iarăși durează. Și de asta și vă spun, nu chiar să vrei să ai foarte mulți bani într-o zi, în două zile, nu poți schimba situația. Și de asta și noi insistăm că totuși ceea ce s-a referit că a fi alocați bani sau nu. Noi insistăm că puțin câte puțin, că noi nu avem acum mulți bani sau să intrăm în alte datorii, dar puțin câte puțin la fiecare întreprindere, noi trebuie să alocăm în fiecare an ca să îmbunătățim situația la întreprinderile date. Iarăși, nu pentru întreprinderea însuși, dar pentru cetățenii. Că dacă, de exemplu, ați fi mai multe unități de transport, atunci ați fi drumul mai curate și noi am văzut cu dumneavoastră împreună în aprilie anul curent când a fost problema asta cu calamități naturale, nu a fost gata municipiul, nu a avut nici surse, nici nu a fost gata. Și acum... Dar nici decizie politică foarte promptă nu am avut. Nu, asta e altă întrebare, dar spune de mai altfel de gestionat această situație. Dar oricum, noi și anul trecut am vorbit despre ce că la spații verzi este necesar de alocat 3 milioane de lei, 3 milioane jumătate pe an ca să fie în stat de personal să fie inclusă brigada de noapte, deci care să facă de serviciu. Că, de exemplu, dacă cade acum copac,
noapte sau sâmbătă sau vineri, vineri seara, înseamnă că copacul stă până luni, când ies la serviciu. Și noi am insistat că este necesar. Și dacă erau brigăzile date, atunci echipele specializate, atunci era altă situație. Și tot așa, cu ex-drupă, noi insistăm să fie alocate careva surse financiare. Și fracțiunea noastră vine, și anul trecut noi am venit cu propuneri de includere în buget. Și ne-a susținut măcar un consilier, nu ne-a susținut nimeni. Au fost împotrivă și alți colegi și nu au fost incluse. Anul acesta iarăși noi astăzi insistăm. Totuși, dacă astăzi n-a să luăm măsuri, mâine să fie tot mai rău și mai greu de reabilitat toate serviciile astea. Domnule Mucan, nu știu cum se întâmplă, reieșind din experiența primăriei Chișinău, că întârziem foarte mult timp cu aprobarea bugetului pentru anul următor. Vreau să trecem lin la problema bugetului. Știu că fracțiunea PSRM a venit cu această inițiativă de a examina bugetul pentru anul 2018, a face cel puțin claritate la prima etapă, după aceea să vedem cum vor evolua lucrurile. În ce situație sunteți? Cum stați la acest capitol? Și anul trecut noi am insistat ca să fie din luna august, din luna septembrie anul trecut, noi am insistat ca să fie prezentat bugetul pentru 2017 și pentru aprobare. Deci anul acesta la fel. Noi insistăm, noi de acum lucrăm cu bugetul pentru anul 2018. Sperăm totuși că a să fie aprobat în timp până la anul nou, până la începerea anului bugetar. Avem foarte multe propuneri pentru includerea în buget. Majoritatea din propunerilor, în afară de tehnică care este necesară pentru întreprinderile municipale, dar noi avem și alte propuneri pentru cetățeni, pentru a schimba aspectul Chișinăului. Că situația în care se află orașul acum, și nu, cu toți vedem, nu trebuie să lămurim la telespectatori care e situația în oraș, cu toți vedem. Și noi totuși vrem să alocăm careva bani, ca să fie clar. De exemplu, după lege, oraș trebuie să fie împărțit în trei părți. Deci 30% din oraș trebuie să fie apă, asta lacuri, 30% trebuie să fie spații verzi și 30% clădiri. Noi, ceea ce avem astăzi, ați văzut cu toții, pădurile se usucă, se taie, se construiesc pe terenuri de joacă, lacurile, nimai vorbim, că nu au fost curățite de mai mulți ani, unii cu Valea Morilor și acela a venit domnul Sofronie cu o foaie și cu pixul era schimbat, țineți minte. Și apropo, au fost falimentat întreprinderea Autocomtrans, că nu s-au achitat pentru serviciile prestate la Valea Mărilor. Dar asta e altă întrebare. Noi totuși să insistăm că pentru anul 2018 să fie alocați bani pentru florării specializate, pentru reabilitarea havuzurilor. Noi vrem să ne mândrim de orașul nostru. Noi vrem să-l restabilim, ca oamenii să-i placă să trăiască în oraș. Și asta e scopul nostru principal. Și de asta și noi să insistăm totuși, să includem mai multe. Noi să venim adăugător, anume pe poziții, să arătăm de ce trebuie să includem, nu, ce dorim să fie inclus în buget. Știți cu toții că au fost alocați în 2017 pentru terenuri de joacă, tot noi am alocat bani. Domnule Mucan, avem bani? De fiecare dată, noi, în mod special ziariștii, ceea ce ne interesează în mod special este deficitul bugetar. Va crește? Cum se preconizează? Sau poate fi valorificat mult mai just mijloacele financiare fără a vorbi despre deficit bugetar? Noi întotdeauna vorbim despre ceea că se cheltuie mai puțin și atunci ar fi bani mai mulți. Nu e corectă abordarea dată. Trebuie să câștigăm mai mult. Primăria trebuie să lucreze, executivul trebuie să lucreze pentru ca să câștige bani. Dar nu să nu cheltuim, să stăm, să nu facem nimic, să nu ne ducem la lucru, să nu facem nimic și să stăm acasă și să nu cheltuim bani. Asta nu e abordarea corectă.
noi trebuie să câștigăm mai mult și să cheltuim mai mult. Și deficitul bugetar, n-aș vrea să ne oprim, da. Noi trebuie să micșorăm, asta 100%. Evident, deficitul bugetar. Dar nu prin micșorarea cheltuielilor, dar prin majorarea veniturilor. Veniturile proprii, la momentul de față, sunt mizerii la municipiul Chișinău. Dar asta și arenda și vânzarea terenurilor, arenda încăperilor care sunt în municipiul Chișinău. Sunt un șir de întrebări care nu se lucrează pur și simplu. Noi avem cu regulamentul licitațiile privind darea în locațiune a încăperilor. 2 ani de zile noi cu doamna Berdilă ne luptăm ca să fie propus către comisie, să fie făcute dezbateri publice, peste un an jumătate ne-a adus regulamentul dat. Noi am spus, bine, ne-ați adus, următorul pas, faceți dezbateri publice. O trecut jumătate de an, nu sunt, e pe foaie de boală, e, mă rog. Și asta este problema cea mai mare pentru municipiu. Domnule Mucan, haideți să mai vorbim și despre ceea ce se întâmplă la capitolul reparații a străzilor în municipiul Chișinău. Haideți să vorbim despre cele 3 milioane pentru reconstrucție care sunt solicitate. Haideți să vedem ce sau cât de corect s-au fost cheltuite cele 10 milioane din 22 milioane de euro. Iată un șir de probleme. Haideți să o luăm de la un capăt. 3 milioane pentru reconstrucție. Da, deci vă duc la cunoștință, vă amintesc că acum recent în ordine de zi care ședința azi a fost închisă, a fost inclus alocarea suplimentară a 3 milioane de euro de către BERD credit pentru municipiul Chișinău, pentru implementarea proiectului de reabilitare a străzilor. Vă duc aminte că reabilitarea străzilor include 6 străzi din municipiul Chișinău. Pachetul 1. Deci au fost împărțite în două pachete. Pachetul 1 este Negruță, Ștefan cel Mare și Alexandrie și pachetul 2, care urmează să fie reabilitat, este 31 august, Alexandru cel Bun și Teghină. Au fost cheltuiți după aproximativ 10 milioane de euro pentru primul pachet, pentru primele 3 străzi, dar acum s-au pomenit executivul că n-au fost prevăzut surse financiare pentru reabilitarea anume infrastructurii apă și canalizare, apiduct și canalizare. Deci și împun condiții. Sau noi sunt alocați bani, 22 de milioane, da? 10 s-au cheltuit, au mai rămas 12 milioane, îi impun condiție, executivul. Sau noi reparăm străzele acestea 3 fără a schimba țevile și atunci foarte bine înțelegem că asta nu e corect și noi mâine poi mâine o să revenim la problemă și atunci ar trebui să deteriorăm, să stricăm. Și să cheltuim mulți bani până la urmă. Cu mult mai mulți bani decât acum, deci 3 milioane acestea pentru schimbarea rețelelor date de apeduct și canalizare. Sau acordăm încă 3 milioane, majorăm creditul cu 3 milioane și acordăm iarăși firmei Delta, care au reparat Ștefan cel Mare, Alexandru și Negruță. Și noi ce vedem? După rapoartele EGES, care nu au fost prezentate la timp, nu au fost o făcută evaluare, dar totuși, după rapoartele lor, 200 de încălcări în urma implementării proiectului dat. Deci, în urma reabilitării, 200 de încălcări. Asta sunt sute de mii de euro. Noi vedem Ștefan cel Mare. Noi vedem asfaltul care s-a ridicat. Acum calitatea asfaltului proastă. Sau eu nu știu care e problema. Nu noi trebuie să ne implicăm, dar executivul, de mult, trebuie... Părerea mea personală, trebuie de dat afară firma asta Delta, dar nu noi oferim companie care a executat lucrări cu întârzieri, cu 200 de încălcări, cu schimbări din proiect. Fără proiect nu ne-a arătat nimeni proiect și până în ziua de azi. Și să mai oferim încă 12 milioane pentru reparația a pachetului 2 și 3 milioane pentru apeduct și canalizare.
Dar iarăși, noi suntem într-o situație. Că dacă noi, de exemplu, nu îi oferim la Delta, atunci noi pierdem finanțarea din partea Bird-ului. Și aici foarte complicată întrebarea. Dar se face cineva responsabil de calitate? Nu. E elementar. În calitate de cetățean, azi mergeam pe stradă, într-o parte a străzii, pavajul este instalat într-un fel, vis-a-vis în alt fel. Și îmi puneam întrebarea, există un brigadier de șantier, cineva măcar care vede ce se întâmplă acolo? Aveți un raport în CMC din partea acestor firme care execută lucrările? Rapoarte sunt multe, dar urmări zero sau careva rezultate zero. Noi nu vedem ca să fie, de exemplu, impusă firma Delta să repare asfaltul ăsta care s-a ridicat sau plitca asta care a fost pusă, care nu-i pus cum trebuie sau i-a pus pe pământ sau un șir de întrebări și noi nu vedem rezultate ca să fie reparat din contul lor. Atunci când avem aceste încălcări, ele pot fi prezentate finanțatorului, mă refer aici la Bird, la BI, pentru a selecta o altă firmă? Spunea ceva mai devreme că nodul ăsta gordian este destul de greu a fi soluționat. E greu de soluționat. Și noi lucrăm deci acum ca să vedem care și tot. Ați văzut cu toții că noi am respins acum acordarea acestor 3 milioane, dar noi foarte bine înțelegem că este necesar și noi nu putem să pierdem timpul, este necesar pentru Chișinău și reabilitarea străzilor și reabilitarea rețelelor de canalizare și apiduct. Dar noi nu putem să votăm pentru aceia ca să fie alocați bani pentru o companie care face așa ce au făcut pe Ștefan cel Mare. Și e că noi suntem într-o dilemă. Și noi acum lucrăm ca să găsim ieșire din situație. Domnule Mocan, un proiect care se vroia a fi la început destul de eficient pentru Chișinău și destul de necesar în același timp, am discutat și în cadrul emisiunilor noastre, în cadrul acestui studio, e vorba despre eficiența energetică în capitală. Ce se mai aude cu acest proiect? Până la urmă a fost finalizat, a fost pus în aplicare, existau mari carențe, figurau case care nici nu există în realitate. Deci, la ultima ședință a Consiliului, tot am audiat ieri, am audiat informații vis-a-vis de subiectul dat. Noi cu dumneavoastră împreună am discutat atunci, da. Și am spus că ideea e foarte bună, iarăși, ideea e necesară pentru municipiul Chișinău, pentru dezvoltarea Chișinăului, dar implementarea zero, proiectul care a fost elaborat lasă de dorit. Și n-a poate implementa, n-au cu cine sau n-au dorință, eu nu știu care. Ieri șef adjunct a Direcției Construcții Capitale s-a supărat tare. Eu am spus că dumneavoastră n-aveți competență de a implementa acest proiect. Și s-a supărat, a spus că sunt oameni foarte competenți. Și i-am arătat lui și am întrebat elementar. Zic, dumneavoastră prezentați lista cu 30 de blocuri care doriți de instituții, școli care urmează să beneficieze acest proiect. Care urmează să beneficieze. Zic, ați făcut un audit a clădirilor în care condiții dumneavoastră ați ales anume lista aceasta? A fost propusă de către Bird. Cum banca poate să vă propui lista clădirilor care iarăși noi, din banii noștri? Asta nu e grant, asta nu e cadou, asta e credit care noi trebuie să se întoarcem înapoi. Asta arată tot. Bird-ul e de lista care clădiri trebuie să este. Și cu materialele acolo problemă. Și, deci, la momentul de față, eu nu văd cum să fie implementat proiectul dat. Și dar amenzele pentru neexecutare, pentru nevalorificare contractului, noi de acum achităm. Pentru că din 6 decembrie, cât acolo noi atunci am socotit, 500 de euro, 1000 de euro pe lună, noi achităm de acum amenzele pentru neexecutarea, nevalorificarea creditului. Și amenzele plătim, dar când ați fi implementat, degrabă n-ați fi implementat. Domnule Mocan, Direcția Locativ Comunală,
până la urmă se confruntă și ea cu un șir de probleme pe care unele le-ați discutat și astăzi în cadrul ședinței CMC. Până la urmă, ideea de bază, dacă am prins-o eu din discuții, era faptul că termoelectrica merge în instanță pentru a fi rambursat 650 de milioane de lei din banii publici. Da? E foarte trist acel fapt că noi ne uităm la mai multe întreprinderi, la mai multe direcții și în toate direcții, în toate întreprinderi, sunt un șir de probleme care au fost tăcute, care au fost tăinuite, care eu nu știu. Acum ele iese toate la iveală și toate problemele astea în 10 ani de zile care nu au fost rezolvate, ele acum ies la iveală și sunt, este necesar de a rezolva urgent. Dar dacă pas cu pas, în decurs de 10 ani, era un gospodar în orașul acesta și rezolva cât de cât problemele acestea, noi nu ne trezăm astăzi în oraș care avem noi. Fix aceeași situație cu Direcția Locativ Comunală. Da. Noi avem, am avut în municipiu, 20, avem până când, 24 de întreprinderi MGF-uri, așa numite JEC-uri. Din 24, 20 sunt în stare de insolvabilitate. Deci termoelectrica pretinde să prieie, să scoate bani din MGF-uri, 650 de milioane dumneavoastră ați... Deci, da. Din ce constă această sumă? Această sumă este nerepartizarea apei calde. Iarăși, problemele, părerea noastră, astăzi un coleg ne-a spus că lacune în legislație. Nu sunt lacune în legislație. Problema cu mult mai simplă. Deci, termoelectrica undeva la 5 clădiri are un contor pentru apă caldă. Și de la ITP, o să numește, TPI-ul, da? Termic punct, TPC, de la dânsul merg țevele spre clădiri. Deci, toate scurgile, toate problemele, toate neajunsurile, toate acestea rămâneau la MGFL ca datoria MGFL-ului. Nu a fost interesat nici MGFL-ul, nici termoelectrica să caute unde se duce apa, unde se cheltuie apa asta caldă. Și acum s-au acumulat 650 de milioane. Și când s-au acumulat datoria, s-au început întrebări. De unde să luăm bani? Și termoelectrica a pus administratorii la inițiativă termoelectrică, judicata, a pus administratorii la toate MGF-urile. Cu ce ne confruntăm noi ca comisie, ca fracțiune? Se adresează persoane că nu se repare acoperișuri. Sunt foarte multe probleme care nu se... Deci fondul locativ acum, un an de zile, el este lăsat la... De izbeliște, da? Da, de izbeliște cu problemele lor. Nu se repară nimic. Și noi ne adresăm la MGF-uri, MGF-ul nici nu răspund. Că conform legislației, administratorul are dreptul să nu răspundă la scrisori. Noi ne adresăm la Direcția Locativă Comunală. Direcția Locativă Comunală nu are pârghii asupra administratorului și MGF-uri. Și noi suntem nevoiți acum să luăm careva decizii. Și nu-i problema e foarte mare în 650 de milioane, dar este altă problemă, tot foarte mare. Noi cum mergem mai departe? Lăsăm MGF-uri sau creăm alte... Noi toți știm că toți cetățenii au foarte mari probleme cu JEC-uri, de când au fost înființat MGF-urile acestea. Și noi trebuie să scăpăm de la MGF-uri și acum este un moment foarte potrivit, dar noi nu trebuie să facem un pas greșit. Noi trebuie să facem un pas corect ca să mergem spre dezvoltarea orașului. Înseamnă că această datorie iarăși este pusă pe seama CMC-ului? Nu e așa de grav acolo. Deci ei pretind să fie puse pe seama CMC-ului, dar MGF-ul ca persoane juridice aparte și până când toate judecățile care au fost că 650 de milioane, asta datoria comună la toate întreprinderile. Da. Dar sunt întreprinderi, deci fiecare întreprindere are datorie aparte. Deci sunt de acum toate judecățile care au fost pierdute de către termoelectrică. Așa că eu nu văd șanse ca să fie câștigat, să fie... Dar această sumă,
pe parcursul a câtor ani a fost acumulată? Pentru că e destul de important să vedem. Pentru că termoelectrica, am putea zice că este o instituție relativ nouă. Da, deci domnul Gontea azi ne-a comunicat că din 2007, din informațiile noastre, din 2009, după... Deci după modificare, după ce a fost făcută termoelectrică, deci din 2009 până acum. Dar oricum, cea mai mare problemă că când datoriile acestea se creează, atunci trebuie să fie luate măsuri. Pentru ce noi am avut primarul ăsta de 10 ani de zile dacă el nu a făcut nimic? El se uita cum se creau datoriile acestea și nu a fost luate măsuri atunci. Atunci trebuie să fie luate măsuri. Acum noi n-ați păstale perit factam. Că voi sunteți datori. Dar bine, dar primărie, executivul, direcție. Ce a întreprins în această perioadă de timp? Este? Și termoelectrica tot, eu nu sunt de acord cu aceasta și noi totuși insistăm, poziția noastră în acest sens este foarte simplă. Contracte individuale cu fiecare consumator. Și atunci consumatorul, cetățeanul, a să poată cere de la termoelectrică, de la apă canal, calitatea serviciilor și atunci termoelectrica nu se creează atunci datorii. Trebuie să fie un contract direct între consumator și producător. Și atunci noi evităm toate problemele acestea. Domnule Mocan, mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să revenim la niște aspecte pe care le-am abordat cel puțin tangențial, la etichetarea electronică. Și vreau să vă întreb, această problemă este una destul de veche. Documentându-mă pentru această emisiune, am găsit că discuțiile au început încă în anul 2012, în 2014, iarăși se vorbea de un anumit proiect. De ce lucrurile sunt așa cum sunt, se bate pasul pe loc, nu avem implementare și de ce fiecare dintre noi ar vrea, evident, condiții mult mai bune, ar vrea unități de transport care să corespundă anumitor cerințe. Ce nu merge? Iarăși ne întoarcem la aceea că în 10 ani de zile s-a discutat foarte mult, dar s-a implementat foarte puțin. Și toate proiectele care au fost implementate, asta proiecte de cu vânzare-cumpărare. Bine, au cumpărat trolebuze, poate un proiect. Da. În rest, toate proiectele care trebuie să fie implementate nu au fost implementate. S-au discutat foarte mult, dar, cum eu spun întotdeauna, nu a fost voință politică. Și dacă este voință ca să implementezi și să faci bine ceva pentru cetățeni, pentru Chișinău, pentru oraș, ca să rămâie după tine ceva, atunci se implementează. Deci, noi vedem foarte important implementarea anume etichetarea electronică, nu ca etichetarea electronică ca un subiect. E un subiect foarte larg. Deci, sistemul informațional în care se intre etichetarea electronică, GPS monitoring unităților de transport, noi trebuie să vedem peste câte minute vine unitatea de transport, unde se află și cu bani inclusiv. Foarte multe vorbe sunt că nu ajung toți banii în municipiu sau alte întrebări. Etichetarea electronică scoate toate întrebările acestea. Există premize reale să credem că treaba asta se va realiza în 2018? Pentru că 2017 am putea zice că suntem... Nu, în 2017 n-a să fie implementat, dar pot să vă spun un lucru. Vă rog. Sunt foarte multe proiecte și se vede unii se implică fracțiunea noastră sau comisia noastră sau consilieri anume din fracțiunea PSRM, toate lucrurile se schimbă și pot să vă comunic că subiectul dat a să fie implementat. Dar uneori aceste propuneri care veniți sunt ignorate. Nu știu. De ce? Sunt ignorate, dar oricum a să insistăm să fie implementat. A doua întrebare. Poate nu susțin colegii în totalmente sau nu întotdeauna, dar măcar pas cu pas noi arătăm lor cum trebuie de făcut pașul următor și totuși sperăm ca să fie susținut acest proiect și să fie implementat. Domnule Mocan, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit pe marginea problemelor discutate. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. În numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!